de dimineață, te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, cafeaua de dimineață, mesagerul de Neam Știri din Neamț, Valentin Bălănescu și cu Bogdan Călian la butoane, vă spun bună dimineața și vă invităm la un prea frumos buletin, hai să-i spunem buletin de știri, a ceea ce s-a întâmplat și ieri și se întâmplă astăzi, lucruri pe care de obicei nu le vedeți pentru că nimeni nu mai are timp să stea, să se ocupe de lucrurile, hai să le spunem, normale. Ieri o echipă s-a deplasat în zona centrelor de vaccinare și o să încercăm să vă dăm niște imagini în timp ce noi vorbim în curtea celebrului supermarket din Piatra Neamț. Vedeți acel loc în care puteai să te vaccinezi dacă veneai cu mașina sau, mă rog, pe jos. Cam așa arăta activitatea acolo, semn că ceea ce spuneau autoritățile că vor desființa aceste centre, mi se pare că de la întâi, dacă nu mă înșel, este perfect acoperit de fapte, ele practic stăteau degeaba, sau aproape degeaba, și cheltuielile erau imense. Vom reveni imediat asupra cheltuielilor. Deci, nimeni din zona respectivă nu mai muncea și lucrurile stăteau în felul acesta. Dar ce vrem să vă mai arătăm, dacă reușim să scoatem, pentru că e destul de complicat acum să conducem totul dintr-un calculator, în zona Curții Domnești, era și acolo un centru de vaccinare, acum locul este ocupat de pregătirile pentru târgu producător din Neamț, ceva de genul ăsta, între 1 și 3 octombrie. Oamenii vor veni acolo. Este un târg organizat în colaborare între Consiliul Județean, cei de la Camera de Comerț și Primăria Piatra Neamț. Dacă în partea dinspre primăria platoului aveam acest eveniment care se pregătește, în partea cealaltă, dinspre Muzeul de Artă, avem și turnul Ștefan, pregătirile pentru Libris, târgul de carte Libris, joi, vineri, sâmbătă și duminică, cu câteva evenimente importante în timpul acestei manifestări, vor avea loc la corturile deja tradiționale, să sperăm că timpul va ține cu cei care se ocupă de așa ceva. Revenind la centrele de vaccinare, ca să vă faceți o idee cam cât costă și cât a costat toată această activitate, vă prezentăm un document care este în hotărârea de Consiliul Local prin care se va modifica bugetul, din nou o hotărâre extraordinară, ca așa e la noi, probabil că există motive, și vedem așa că municipiului Piatra Neamț, în vederea desfășurării în condiții normale activităților din cadrul Direcției de Asistență Socială, mă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului cu 2.200.000 de lei la capitolul bugetar Centre de Permanență, articolul bugetar materiale și prestări serviciu cu caracter funcțional, necesar pentru, și aici e important, plata facturilor aferente din centrele de vaccinare pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2021. Cheltuială estimativă de 550.000 de lei pe lună. O sumă foarte mare, nu știm din ce este compusă, că asta nu ne-a mai pus nimeni, deși este vorba de bugetul orașului și ar trebui să fie la îndemâna fiecărui cetățean să poată vedea din ce se compune suma aceasta. Vom reveni pe parcursul emisiunii apropo de această secretomanie. Să știm, salarii, lemne de foc, poate o fi nevoie de lemne de foc, utilități, etc.
550.000 de lei pe lună, este o sumă mare în condițiile în care cheltuielile cu materialele respective, vaccinuri, siringi și alte lucruri, se decontează de către DSP prin minister. Sau ar trebui să deconteze de către DSP prin minister. E foarte interesant să aflăm care sunt aceste cheltuieli, pentru că sunt extrem de mari. Bun. Din zona celebrului supermarket, colegii au fost ieri pe centura orașului, așa zisa centura orașului veche, care a fost pe o porțiune mică de la supermarket până la intersecția spre cu drumul principal de pe Bicaz, a fost asfaltată de PubliServ, care a dovedit că atunci când are cuțitul la os, după o lună și ceva de pierderi, a putut să facă această lucrare. E drept, tot cu întârziere. Ni se spusese undeva la cel târziu, 15 septembrie, va fi gata lucrarea. Acum am aflat că probabil la sfârșitul săptămânii. În acest moment se circulă, după cum vedeți, pe toate benzile, dar din când în când șoferii întâlnesc muncitorii de la Salubritas, care acum ridică canalele, după care urmează, în momentul când toate aceste canale sunt ridicate, urmează să fie marcată șoseaua și după aceea probabil că lucrarea va fi preluată de către beneficiar, adică primăria municipiului Piatra Neamț. Ce este important să știți este că această lucrare se cheamă reparație. Adică este o, vedeți muncitorii care lucrează, încep să lucreze la canale pe această șosea, așa că atenție, șofer, se circulă, dar din loc în loc, vedeți, se lucrează la canale și să nu aveți vreo surpriză. Ne oprim și cu acest subiect aici. Poate ar fi bine să stăm de vorbă și cu cineva de la PubliServ să vedem dacă își mai iau angajamentul că fac această lucrare măcar până la sfârșitul săptămânii, dacă reușim bine, dacă nu, avem o groază de subiecte astăzi. O groază de subiecte care trebuie toate discutate, mă rog. Pe scurt, că așa e bine. Da, vă rog. Bună dimineața, domnul Ghineț. Bună dimineața. Valentin Bărănescu la o cafea virtuală cu dumneavoastră. Tocmai am dat imagini de pe lucrarea de pe Bistriței, da? Centura pe care o avem noi. Da, cu 5 minute am ajuns. Așa, spuneți-mi dacă discuția pe care am avut-o ieri va fi valabilă la sfârșitul săptămânii, adică că până sâmbătă vom avea inclusiv marcaje în zona respectivă. Clar, clar. Am fost azi dimineață, chiar acum 5 minute a venit de acolo, am discutat cu colegii mei, s-au ridicat deja 7 cămine la cota. Astăzi o să turnăm și asfalt BPC de 8, un asfalt mai fin care să reziste timp. Pe aceste cămine sunt un număr de 14 cămine pe un sens, 14 pe cealalt sens. La o medie de 7 pe zi, azi e miercuri, marți, miercuri, joi, vineri, vineri, ar trebui să fie lucrarea gata, cu tot cu căminele ridicate și marcajul rutier efectuat. Bun. Notăm aici și vineri sau luni vă sunăm să vedem care e situația. Sperăm să nu ne încurce vremea, doar atât. Și marcajul nu putem să-l facem dacă plouă, în rest, chiar dacă plouă putem ridica căminile, doar asfaltul. Când începeți lucrarea pe fermelor? Ca să fie clar, pe fermelor din direcția cealaltă decât aici unde lucrează pentru pluvială. Momentan nu vă pot da un termen și vă spun și de ce. Așteptăm și ne sincronizăm cu cei care lucrează acolo, cu cele două societăți private și cu APASEL. În momentul în care ei se apropie de termen și avem semnale din partea lor că putem să ne apucăm, atunci ne vom apuca și cu partea de frezat. Bine. Deci nu vă pot da un termen. Nu depinde strict doar de noi, depinde de ceea ce găsesc ei acolo și de modul în care se mișcă. Bine, mulțumesc pentru intervenție, vă dorim o zi bună. Vă salut, cu respect, să trăiți. Sănătate. Ați văzut, avem o confirmare că până sâmbătă vom avea porțiunea aceea, nu știu câți
câte sute de metri are, dar avem deja vreo 2 luni și ceva de când tot ne distrăm cu zona respectivă. Măcar lucrarea arată bine. Vom vedea și cum rezistă în timp. Deci, colegii, ieri, după ce au fost și la lucrarea respectivă, s-au deplasat în cealaltă parte a orașului, într-o zonă uitată și de presă, probabil și de alții, pentru că, mă rog, e undeva mai departe și e greu să te deplasezi întotdeauna până acolo. Ieri ne-am hotărât să mergem la Talcioc și vă invităm să vedeți cum arată Talciocul într-o zi de marți, în care este un pic de activitate, mai puțină decât sâmbăta și duminica, dar o să vedeți că activitatea este așa, pe câteva zone. În rest, acest spațiu mare stă păzit de un cățel și vedeți cam câtă zonă este nefolosită sau, mă rog, folosită doar sâmbăta și duminica, deși se pare că nici atunci zona aceasta nu... Să remarcăm totuși că unde este gard este și un asfalt bine făcut. În rest, oameni, marfă, o să încerc să ajung la o imagine interesantă cu un domn care le-a arătat... Bine, aici se face o trecere dinspre Talcioc spre Piața de Gro. Colegii au surprins exact momentul respectiv. Vedeți ce activități se pot presta acolo și în curând o să vedeți aici, oprim, un domn care are stand acolo, i-a oprit pe colegi și le-a arătat și fața cealaltă a Talciocului atunci când plouă. Și când plouă, așa arată lucrurile. El spune, nu dăm sunet ca să nu ne intercalăm cu sunetul peste ceea ce vorbim noi acum, dar el ne spune că acolo cei care au construit canalizarea au socotit că apa curge la deal. Adică canalizarea este într-o zonă mai înaltă, gura de canal, și apa se strânge în altă parte. Bine, asta nu îi oprește pe cei care încasează chiriile să-și facă treaba și să le ia chirii celor care vând acolo. Asta este partea de Talcioc, care ține de municipalitate. Alături este Piața de Gro. Piața de Gro și ea destul de neglijată de știri, spre deosebire de Talcioc, Piața de Gro este extrem de aglomerată. Primele imagini nu vă arată foarte bine pentru că încercau să surprindă detalii, dar în zona de vânzare, undeva aici în spatele acestor corturi, e plin de marfă, mașini și oameni, ca acum se vede ceva mai bine, oameni care încarcă, marfă multă și un pic mai ieftină decât în piață. Un pic mai ieftină decât în piață. Oamenii care vin să cumpere, cumpără atât marfă la angro, cât și la în detai. Prețurile, de exemplu, la fasole sunt mult mai mici decât în piața centrală. La usturoi, la jumătate. Vedeți aici prețuri la gogoșari, la ardei. A început să apară varza de murat. Deci, cine vinetele la 1,70 lei de bani kilogramul, cine dorește să își facă aprovizionarea pentru zacuscă și umplut cămara, Piața de Gro este o variantă care, după cum puteți vedea, o variantă care trebuie luată în seamă.
Bun, asta a fost periplul de el și o să vă mai obișnuim cu asemenea gen de materiale, pentru că ele arată viața acestui oraș. O să ieșim și din oraș să vedem în alte zone, pe măsură ce lucrul acesta va fi posibil. Acum vreau să vă rețin atenția și dumneavoastră și celor care se ocupă cu așa ceva, cu o știre. Va fi din nou o ședință extraordinară, aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț pe anul 2021. Această aprobare, deci ca să înțelegeți și special vreau să te rog să treci un pic pe calculatorul meu, avem un proiect și aici, în colțul acesta, unde fac eu cu mouse-ul, se vede câte pagini are rectificarea, adică 71 de pagini. Pentru un nespecialist, rectificarea este extrem de greu de urmărit. Sunt niște cifre și niște tabele care de multe ori sunt așezate când stânga, când dreapta, când pe lateral, landscape, și cine se uită și nu știe, zice, domne, ce vor ăștia aici, dă-i încolo, las că știu ei ce fac, și trece peste. Ce ne spune această rectificare? Că sunt niște bani care vin de la bugetul de stat cu o anumită direcție, că Direcția de Asistență Socială cere cei 2.200.000 de lei, că Inspectoratul Școlar trebuie să redistribuie niște bani pentru burse școlare și apar acum niște lucruri extrem de interesante. Nota internă numărul 29304 din 15.09.2021, prin care Serviciul Investiții solicită alocarea de sume în buget pentru lucrări de reparații curente. Și o să te rog un pic să treci ca să pot eu comuta. Avem această notă, poate reușesc să o fac și un pic mai mare, dacă așa, da. Te rog să o dai pe ecran, întreg dacă se poate, nu e o problemă. Deci, la buget, între hârtiile puse în mapa consilierilor, mapa virtuală a consilierilor, apem așa, notă internă către direcția economică. Având în vedere că se impun lucrări de reparații curente la locații proprietatea primăriei aflate în administrația municipiului Piatra Neamț. Două puncte. Și începe. Bloc, 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 etc. Scuzați că mai vin mesaje. Și ne se spune vila cu tare, blocul cu tare. Și pe urmă urmează. Valoarea estimată a lucrărilor de reparații curente care necesită să fie alocată în buget este de... Și avem o dungă neagră bine făcută, puțin ondulată, care arată caracterul celui care a făcut. Știți, grafologii vă pot spune așa, un caracter tipic funcționăresc, adică puțin ondulat așa. Și după aceea urmează sentința, din care lucrări instalații, 207.000 lei cu TVA. Lucrări construcții, 521.000 lei cu TVA. Am încercat să vedem dacă mai sunt și alte hârtii care să spună consilierilor pe ce anume să dau banii ăștia, nu numai că să le pară vila nouă, apartament 4, cartier Văleni. Dacă vila nouă, apartament 4, cartier Văleni are în spate un deviz. Ca să poți să-ți dai seama dacă banii se cheltuiesc cu discernământ sau nu. Dacă poate chiar și niște poze pentru consilier, nu pentru ăștia de la presă sau pentru cei care lucrează, cei care mai sunt curioși din Piatra Neamț să vadă ce face primăria. Ca așa ar fi normal. Puneți 71 de pagini cu bugetul, puneți și la anexe câteva pagini în plus ca să vedem ce e distrus la vila 9, apartament 4, cartier Văleni sau la vila 7, apartament 2, cartier Văleni, să vedem dacă primăria a recuperat bani de la cel care a distrus când a plecat de acolo, cât anume, ce anume, cine se face vinovat,
ca să știm de ce se plătesc banii aceștia. Dacă noi de aici din redacție am fi consilieri, nu am vota o rectificare de buget doar pentru că este urgent și trebuie făcute niște mici ajustări, până când nu am fi lămuriți ce e cu acești bani, pentru că, stimați domnilor, stimați consilieri locali, chiar și cei care sunteți în Egipt în această perioadă, sunt banii orașului și tot vă plângeți pe toate drumurile că nu sunt bani la Piatra Neamț. Ba, la Piatra Neamț sunt bani. Problema este că sunt cheltuiți de multe ori fără să ni se spună ce și cum. Poate au și oamenii idei și vă dau vreo idee cum să faceți să nu mai cheltuiți atâta. Poate, de exemplu, la casele astea ar fi fost bine ca cel care răspunde de ele, proprietarul, adică municipiul Piatra Neamț, să verifice din când în când starea locuințelor, ca să nu fie nevoit să bage atâția bani de fiecare dată. Dar asta e. Încercăm acum să mergem mai departe în acest prea frumos proiect. Și o să vă rog să urmăriți, o să încerc să fac mai mare, dacă pot, această zonă. Da, te rog, Bogdan. În momentul în care se vorbește că mai trebuie bani și rectificare la buget, vedem că apar aici niște lucruri care scrie așa: actualizarea devizelor generale de lucrări pentru 3 dintre proiecte derulate din fonduri externe nerambursabile și actualizarea corespunzătoare a bugetului proiectului. Și ni se spune: modernizare coridorii integrat de mobilitate est-vest strada Mihai Viteazu, reorganizarea coridorului principal pe axa Decebal Cogălnicianu Traian și regenerare urbană a coridorului secundar pe axa 9 Mai strada Dimitrie Leonida. Frumos, nu? Acum trebuie să mă lași pe mine ca să pot să dau până unde ajungem la respectivele lucruri și mergem să vedem despre ce este vorba, să aflăm sumele. Pentru că dacă se face o ajustare, în mod normal, asta înseamnă niște sume. Și ne uităm pe fișa de fundamentare, ca niște cetățeni care habar n-avem despre ce este vorba. Proiect propus de finanțare, finanțat din fonduri europene, scrie foarte frumos. Deci finanțat din fonduri europene, ordonator de credite, Piatra Neamț. Departament care propune, implementează proiectul, Direcția Dezvoltare și Implementare Programe. Bugetul din care este finanțat, Fondul European Dezvoltare, cred, buget de stat plus buget local. Credite de angajament, credite bugetare avem acolo. Credite de angajament și credite bugetare. Și acum mergem la primul proiect, denumire proiect. Regenerare urbană, axa, etapa 1, Bulevardul 9 Mai, strada Dimitrie Leonida. Îmi pare rău că nu avem imagini, ca să vedem, dar o să reparăm problema asta. Deci, da, toată lumea știe unde este Bulevardul 9 Mai și strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț. Ce ne spune aici acest tabel? Nimeni n-a spus în tot proiectul ăsta care este suma cu care se modifică. Această sumă apare în tabelele acelea tip landscape, dacă știi să o cauți efectiv la acel punct din buget care se referă la așa ceva. Pentru asta trebuie să ai timp, răbdare, pe că era foarte simplu să spună în dreptul fiecăruia cu cât anume se rectifică la buget acest lucru. Dacă tot nu ni s-a spus, noi ne facem datoria să vă spunem că, de exemplu, acest proiect ar costa, ni se spune, 17.154.000 de lei, bănuiesc. Uite, chiar nu cred că da, lei sau euro, mă rog, chiar nu mi-am dat seama, dar e în lei, 1000 lei. Din care avem 16 milioane
fonduri europene, buget propriu 326.000 și 814.000 lei alte cheltuieli. Aici stăm bine. Mergem la următorul. Să nu uitam, perioada de implementare este de 37 de luni. Din septembrie 2019, știți că s-a lucrat din greu, din septembrie 2019 s-a semnat contractul. Până în septembrie 2022, adică peste un an. Peste un an, țineți minte, peste un an. Bun. Și mergem mai departe. Cel de-al doilea proiect, tot aceeași tevatură, și aici începe distracția. Proiectul costă 32.727.000 lei. Din care 21.780 sunt fonduri eligibile, cheltuieli eligibile de la fonduri europene și 10, aproape 11 milioane sunt cheltuieli de la bugetul propriu, din care 7 sunt neeligibile, alte cheltuieli decât cele eligibile. Și aici cineva, dar nu reușesc eu acum să vă arăt, undeva aici, ia să vedem dacă... Undeva aici, în zona aceasta, vedem o bifă. În dreptul anului 2021 avem un estimat de 6.066.000 lei, sumă care probabil, că nu ne spune nimeni în mod clar, este acum la această rectificare de buget alocată pentru acest proiect. Deci, din 32 de milioane, 21 vin pe fonduri europene și 11 le plătim noi, din care 7 pentru că nu ne-am făcut temele cum trebuie în momentul în care am făcut primele documente. Bun. Al treilea proiect, strada Mihai Viteazu, da? Aici e și mai frumos. Proiectul are vreo 19.732.000 de lei, cheltuieli eligibile din 19, 11 și jumătate și alte cheltuieli decât eligibile, 6 milioane și ceva. Dați-vă seama că efortul primăriei este al nostru, nu al primăriei, al tuturor de aici, din orașul ăsta. Primăria se ocupă cu implementatul și cheltuitul. Este enorm. Ori proiectele au fost prost făcute, ceea ce nu mă mai mir, ori prost urmărite, iarăși nu ne mirăm, și acum s-a ales soluția implementării acestor proiecte pe niște costuri imense. Să dea Dumnezeu măcar să fie bine făcute și să țină. Și aici, perioada de implementare este de 39 de luni, a început și că în septembrie 2019, cei care locuiți acolo vă dați seama că nu mai puteți ieși din casă, că de atunci e șantier, și trebuie să termine în noiembrie 2022. Dacă nu se termină, se mai găsesc niște soluții de amânare, dar nu multe, că după aceea trebuie să dăm și restul banilor înapoi. Că așa e la noi. Deci, asta este rectificarea bugetară. Ea este făcută ca să fie făcută în ședință de urgență. Ați văzut cum se dau banii pentru reparații, fără să ni se spună în mod clar ce anume se repară și cât costă pe unități, pentru că nu e așa. Asta nu interesează decât pe constructor și pe cei de la direcția tehnică sau cum se cheamă, serviciu ILP al primăriei. Ni se împart și bursele, mă rog, asta este o altă problemă și avem 2.200.000 de lei la DAS. Iarăși, probabil că e nevoie de acești bani, dar nu ni se spune care sunt cheltuielile respective de la centrele de vaccinare. Oameni buni,
Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Am depășit cu un minut ceea ce vroiam să realizăm astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și spuneți-le și altora. Ochii pe cheltuieli la primărie. Vin vremuri grele, pe domniile lor nu îi interesează. Domniile lor sunt priși între capitole bugetare, jonglează între ele, mai merg cu căciula în mână la minister și mai primesc niște bani din fondul de rezervă. Dacă o să vină domnul Câțu, o să primim bani. Dacă nu o să vină domnul Câțu, o să primim bezele, dar o să primim bani. În schimb, noi mergem înainte cu acest oraș, așa cum este el, într-o nepăsare aproape totală a celor care ar trebui să aibă grijă de fiecare leuț din banul public. Ne oprim aici, vă dorim o zi frumoasă și călduroasă.